Rezultatul alegerilor din 24 februarie le oferă mai multor dintre persoanele nominalizate de Kroll drept participante la furtul miliardului posibilitatea să ocupe fotolii în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a 21-a. Una dintre acestea este Marina Tauber, numărul 2 din lista partidului Șor. Analiza rulajelor bancare ale firmelor implicate în fraudă scoate în evidență faptul că Tauber a participat nu doar la achiziționarea Unibancului, cum s-a arătat în vestitul raport. Ea a fost implicată și la preluarea controlului asupra băncii de economii. Totodată, Tauber a fost implicată în transferuri identice cu cele pentru care fostul deputat Kiril Lucinski a fost condamnat. Marina Tauber este una dintre persoanele enumerate de către detectivii financiari de la Kroll, drept membru al grupului Șor, care a acționat concertat alături de alte 20 de persoane și entități din același grup din Republica Moldova și de peste hotare la preluarea controlului asupra Unibank pe 17 august 2012. Instituția internațională angajată de Banca Națională a Moldovei să investigheze furtul miliardului a descris acest eveniment drept prima etapă din jaful bancar, urmată în 2013 de preluarea controlului asupra băncii sociale și a băncii de economii, iar în 2014 de falimentarea tuturor celor trei instituții. Însă, implicarea Marinei Tauber nu se limitează la achiziționarea Unibank. În extrasele de pe conturile deținute în banca letonă ABLV de firmele implicate în fraudă oferite prese de către avocatul Ion Crețu, figurează atât numele Tauber, cât și denumirea unui SRL pe care aceasta îl conducea Metal Trade Group. Tauber a deținut funcția de director în această companie moldovenească cu capital străin în perioada anilor 2012-2015. Analiza acestor rulaje bancare scoate în evidență faptul că Tauber a fost implicată și în procesul de preluare a controlului asupra băncii de economii. Pentru a arăta cum anume, vom descifra în primul rând acest transfer de aproape 4 milioane de euro făcut personal de Marina Tauber pe 27 iunie 2013. Cifra exactă, 3 milioane 824.000 de euro. Banii au fost transferați de pe un cont al lui Tauber deținut în banca rusească Aleph Bank pe contul offshore-ului Armadale Business Services LLP în ABLV Bank. Armadale este una dintre 10 de companii care a participat la spălarea banilor forți din cele 3 bănci moldovene. Vom preciza că acest offshore figurează în condamnarea fostului premier Vladimir Filat ca una dintre firmele intermediare în fraudă. Totodată subliniem că Armadale este una dintre companiile implicate în jaful bancar, înființată de către unul dintre fiduciarii președintelui Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. Este vorba despre Marios Papantonio, contabilul originar din Cipru stabilit în Marea Britanie. Acesta este unul dintre fondatorii Axioano Company Secretaries Limited, poziție din care a semnat în 2004 un document pentru a confirma că îi oferă servicii fiduciare lui Vladimir Plahotniuc și că figurează doar cu nume într-o afacere de acestuia. Papantonio, care a deschis mai multe dintre firmele implicate în jaful bancar din Republica Moldova, a fost contactat de Jurnal TV în vara lui 2018 pentru a fi întrebat cine l-a angajat, cine este beneficiarul real al companiilor care au scos din țară miliardul. Omul a declarat atunci că a fost folosit de persoane corupte pentru a fura din bănci și posibil pentru alte infracțiuni. El a refuzat să dea nume, dar a spus că se va afla cine a stat în spatele acestor crime doar atunci când moldovenii vor scăpa de bancherii și politicienii corupți. Totodată, Papantonio a subliniat că indivizii ale căror nume nu le spune sunt persoane de nivel înalt. Revenind la transferul de aproape 4 milioane de euro făcut de Tauber în iunie 2013, precizăm că, odată ajunși pe conturile Armadale, banii au fost expediați către alte firme din lațul fraudei. Spre Regional Group LTD, apoi împreună cu sume venite și din alte părți, spre Rosso Alliance LLP. Aceasta, din urmă, este tocmai compania care a îndeplinit una dintre condițiile impuse de autoritățile Republicii Moldova pentru cedarea băncii de economii, procurarea unor credite neperformante. Rezultă că Rosso, participantă la preluarea controlului asupra băncii de economii de către grupul Șor, a fost finanțată cu aproape 4 milioane de euro prin transferul făcut de Marina Tauber. Contactată de Jurnal TV, vicepreședintele partidului Șor nu a răspuns care a fost proveniența banilor. Reacția Marinei Tauber o vom publica integral la sfârșitul acestui material. O altă descoperire care poate fi făcută în urma analizei rulajelor bancare este că una dintre trei tranșe de bani vărsate de Tauber pentru procurarea acțiunilor la Unibank a provenit tot din această bancă. Și anume dintr-un credit primit de firma din holdingul Shore Mold Classica International SRL. Cum ar fi să cumpere casa vecinului cu bani împrumutați tot de la vecin? Iată cum se descifrează acest șiret leak. Potrivit informațiilor publicate în primul raport Kroll, Marina Tauber a cumpărat 4,6% din Unibank cu bani vărsați în trei tranșe, toate trei sume fiind împrumutate. Două în 2012 de la un offshore, iar a treia în noiembrie 2013 de la SRL-ul pe care îl conducea Metal Trade. Aici este vorba despre un împrumut de 4.600.000 de lei. Acum
acum deschidem mapa cu rulajele bancare. Să verificăm dacă e posibil de stabilit de unde a luat această companie banii pe care i-am promutat lui Tauber și care pe 18 noiembrie 2013 au fost plătiți pentru procurarea acțiunilor la Unibank. În extrasele bancare ale firmelor implicate în fraudă observăm un transfer făcut de offshore-ul Torprom Universal LLP către MetalTrade. Cu 3 zile mai devreme, pe 15 noiembrie 2013, în valoare de 267.000 de euro. Potrivit cursului valutar din acea zi, această sumă echivala cu 4.640.000 de lei, adică aproximativ suma împrumutată lui Tauber pentru acțiuni Unibank. Torprom, la rândul său, a primit banii de la offshore-ul Branch Marketing LTD. Branch a primit un transfer de 3.900.000 de euro de la Division Top LLP. Division a primit 3 milioane de la SRL-ul din grupul Shore Mold Classica International. Mold Classica, la rândul său, a scos acești bani din Unibank pe 15 noiembrie 2013 sub formă de credit. Astfel vedem că banca a fost cumpărată cel puțin parțial cu banii tot din această bancă. O altă constatare care poate fi făcută în urma analizei rulajelor bancare ale firmelor implicate în JAF, dar și a confruntării acestora cu informațiile accesibile publicului din dosarul penal instrumentat de Procuratura Anticorupție, este că Tauber, prin intermediul SRL-ului pe care îl conducea MetalTrade, a făcut și primit transferuri identice cu cele pentru care a fost condamnat fostul deputat Kiril Lucinski. În decizia de condamnare acestuia în prima instanță este incriminat un credit de 5 milioane de lei scos pe 27 martie 2013 din Unibank de SRL-ul Toas de Lux atribuit lui Lucinski. Mai exact, felul în care acest împrumut a fost ulterior rambursat din bani despre care procurorii afirmă că Lucinski trebuia să știe că sunt iliciți. Acum vom deschide din nou mapa cu rulajele bancare ale firmelor implicate în fraudă pentru a vedea care a fost drumul acestor bani. Peste o zi de la primirea creditului, pe 28 martie 2013, Toas de Lux a expediat în străinătate către firmele din grupul Shore 401.000 de dolari, echivalentul în acea zi aproximativ 5 milioane de lei, adică valoarea împrumutului descris de procurori. Prima firmă destinatară, Zonitec Properties Limited. Aceasta însă nu păstrează banii, ci îi trimite offshore-ului Unitrade Association LTD. Nici aici banii nu se rețin. Împreună cu sume venite din alte offshore-uri, dolarii de la Toas de Lux pleacă spre Rosso Alliance într-un transfer total de aproape 5,7 milioane. Această firmă din grupul Shore am amintit-o și mai sus. Ea a cumpărat credite neperformante de la BEM în mai multe tranșe, iar prima plată a făcut-o tocmai pe 28 martie 2013, ziua în care a primit banii inclusiv din creditul luat de Toast de Lux de la Unibank cu o zi mai devreme pe 27. Prin descifrarea drumului banilor din împrumutul primit de firma atribuită lui Lucinski, am vrut să subliniem două lucruri. 1. Constatarea că Rosso a cumpărat credite neperformante de la BEM cu bani din credit de la Unibank. 2. Una dintre celelalte plăți care au venit tot pe 28 martie pe contul Unitrade pentru a fi expediată către Rosso în valoare de 883.000 de dolari a provenit de la SRL-ul condus de Marina Tauber MetalTrade Group. Iată drumul întreg. Pe 28 martie 2013, offshore-ul britanic Panarom Management LLP primește de la MetalTrade 883.000 de dolari pe care îi trimite imediat spre Unitrade, tot acolo unde au venit și de la Lucinski, doar că pe pagina următoare din rulaj. Și tot acolo de unde ulterior banii amestecați din mai multe surse pleacă spre Rosso, offshore-ul care în acea zi cumpăra credite neperformante de la BEM. Nu nutrețuri și nu armătură, cum se indica fictiv în plățile primare, ci datorii. Transferurile în care au fost implicate firma atribuită lui Lucinski și cea condusă de Tauber au avut drumuri identice, nu doar atunci când banii au plecat din Republica Moldova în offshore-uri, dar și atunci când au făcut cale întoarsă peste 9 luni. Lucinski a fost condamnat inclusiv pentru faptul că împrumutul din martie al firmei sale a fost restituit în decembrie, cu bani scoși deja din banca socială de SRL-ul din grupul Shore Demicor. În ultima instanță, transferul către Toas de Lux a fost făcut de offshore-ul Torprom Universal LP, care i-a trimis 278.000 de euro, despre care procurorii afirmă că Lucinski trebuia să știe că sunt bani murdari. Iată, acest transfer este invocat de procurori. Este greu de crezut că poți să-l vezi pe unul și să nu-l vezi pe altul de două ori mai mare pe aceeași pagină din rulaj. MetalTrade, condus de Tauber, a primit concomitent cu Toas de Lux atribuite lui Lucinski 529.000 de euro, despre care procurorii au afirmat că sunt bani iliciți. Pentru o vizualizare mai bună a similitudinii dintre transferurile în care au fost implicate ambele firme, le vom desena pe tablă. Așa cum pe 28 martie 2013 banii de la Lucinski au ajuns la Rosso, tot așa au ajuns și de la Tauber. Mai exact, de la SRL-uri în care cei doi erau implicați. Totodată, așa cum pe 27 decembrie 2013 Lucinski a primit de la o firmă din grupul Shore banii calificați de procurori drept iliciți, exact așa a primit și Tauber o sumă chiar mai mare. Nu este clar de ce, în condițiile în care Lucinski este condamnat, Tauber are liber să intre în Parlament. Procuratura Anticorupție încă nu ne-a răspuns la o solicitare de informații. Am întrebat dacă Marina Tauber are vreun statut în dosarul fraudei bancare, iar dacă nu are, atunci ce motive au avut procurorii să ignore parte din rulaje care o incriminează pe vicepreședinta partidului Shore? Autoritățile
familiile dețin aceste documente, extrasele de pe conturile firmelor implicate în furtul miliardului de aproape 4 ani, din septembrie 2015. La telefon, Marina Tauber ne-a declarat că informația din rulaj ar fi eronată și că, de fapt, miliardul ar trebui să fie căutat la Jurnal TV. Vreau să vă întreb în primul rând dacă dumneavoastră veți renunța la funcția de primar pentru cea de deputat. Eu am, până la validarea mandatelor și după prima ședință a Parlamentului, mai am timp să decid acest lucru, dacă am să renunț de la funcția primarului Comunii Jura din Mijloc, ori nu. Cum comentați faptul că sunteți menționată în raportul Kroll ca partea grupului Șor, care a falimentat BEM, Banca Socială și Unibank? Sunt menționată în acest raport în calitate de acționar al băncii Unibank. Și nu mai mult. Cum explicați dumneavoastră faptul că o parte din banii care i-ați investit pentru procurarea Unibank au provenit tot din această bancă, dintr-un credit acordat SRL-ului Mold Classica? Eu nu știu despre ce dumneavoastră vorbiți. Și banii care eu am luat ca credit au fost reîntoarse înapoi. Cum comentați faptul că pe vremea când erați director la Metal Trade Group, acest SRL prima și făcea transferul de la firme implicate în furtul miliardului? Firmele nu au fost implicate în furtul miliardului. Dumneavoastră aveți informație eronată și greșită. Dumneavoastră trebuie să mai verificați de unde luați această informație. Sunt rulaje bancare care confirmă acest lucru. Eu am răspuns la întrebare. Dumneavoastră aveți o informație eronată. Și cum comentați faptul că un transfer pentru care a fost condamnat Vladimir Filat a provenit dintr-un credit scos din Unibank de Metal Trade Group, SRL-ul pe care dumneavoastră îl conduceați? Eu cred că dumneavoastră aveți o informație greșită, iarăși. Din păcate, nu aveți informatori buni. Cum se explică faptul că un transfer făcut personal de către dumneavoastră în valoare de 4 milioane de euro către offshore-ul implicat în frauda bancară, Armadale Business Service? Doamna Parascova, eu văd că dumneavoastră nu sunteți sigură în întrebările pe care mi le dați. Înseamnă că probabil sunt scrise prin SMS-uri pe o hârtie și dumneavoastră cineva probabil, din păcate, vă plătește ca să dați informații greșite publicului și eu văd că dumneavoastră nu sunteți informată, nu cunoașteți despre ce dumneavoastră vorbiți și eu vreau frumos, probabil, totuși, trebuie să vă mai pregătiți un pic mai bine înainte să mă sunați cu astfel de întrebări și cu astfel de îndemniri. Doamna, dată vă spun, nu aveți informație corectă și este păcat că Jurnal TV, în continuare, este utilizat de țot și de alții ca să ducă publicul în eroare. Să faceți acum jocul cuiva și mie îmi pare foarte rău că profesia jurnalistului au ajuns la astfel de o stare. Până la urmă, vreau să vă spun că nu învinuiesc pentru că înțeleg că dumneavoastră și dumneavoastră trebuie să mâncați o bucățică de pâine și faceți aceste comenzi pentru banii plătiți din furtul miliardului. Și vă rog frumos, când dumneavoastră o să dați acest interviu, să nu scoate nimic din ceea ce eu am spus. Bine? Mersi foarte mult. Spuneți, de unde totuși ați luat acești bani? Și care este problema? Eu odată vă spun, dumneavoastră trebuie să pregătiți mai bine pentru această conversație și eu sunt gata să mai discutăm. Dumneavoastră acum a dat publicului informația eronată. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Sunt rulajele bancare care confirmă spusele. O să-mi arătați, vă rog, și atunci o să vorbim. Bine? Păi să ne spuneți de unde ați luat acești bani. Dumneavoastră, când o să mă arătați dovezi, atunci noi o să vorbim. Dumneavoastră aveți o informație eronată și greșită. Încă o dată vă spun. Mersi foarte mult și o zi frumoasă să aveți. În aceste condiții, reporterul Jurnal TV a adunat de pe masa sa de lucru dovezile care vorbesc despre implicarea lui Tauber în frauda bancară de la BEM, Banca Socială și Unibank și a mers cu setul de documente la Jura de Mijloc pentru a-i le arăta primăriței cum a cerut, degeaba însă. Tauber nu a vrut să vadă probele, solicitându-i reporterului să se înscrie la audiență. Eu acum, din păcate, nu pot să vorbesc cu dumneavoastră pentru că sunt ocupată. Dumneavoastră mi-ați cerut să vă prezentăm aceste dovezi. Eu nu am cerut, eu am spus că dumneavoastră trebuie să vă pregătiți un pic mai bine și dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Eu acum sunt la lucru și trebuie să muncesc în beneficiu locuitorilor Comunii Jura de Mijloc. Dumneavoastră nu sunteți, din păcate, locuitorii Jura de Mijloc. Și data viitoare eu am să vă rog
Când doriți să veniți, vă rog să vă înscrieți la o audiență. Nu pot acum. Cerut să eu nu pot acum. Eu nu am cerut. Eu am spus că dumneavoastră să vă pregătiți mai bine și trebuie în prealabil să vorbim cu dumneavoastră când nu ne-ați spus acest lucru prealabil. Eu v-am spus de mai multe ori. Vă spun acum. Nu pot, din păcate, sunt ocupată, sunt în proces de lucru. Dacă doriți, mâine, poi mâine, în prealabil, să vă înscrieți la o audiență și noi o să vorbim cu dumneavoastră, ca și cu toți ceilalți reprezentanții mass-media. Ulterior am solicitat și audiență, dar nici mâine, nici poi mâine nu am avut ocazia să prezentăm Marinei Tauber dovezile solicitate. Consiliera s-a anunțat că primărița s-ar putea rupe la treburile comunei Jora de Mijloc pentru a comenta probele care o incriminează abia peste 3 luni, la sfârșit de lună mai, într-o zi de sâmbătă. Sau și mai bine, peste jumătate de an, într-o duminică din septembrie. În schimb, vicepreședinta Partidului Șor ne-a propus să bem ceai. Vă zic la revedere, o să sunați, vă rog, Anastasie și ea o să vă programeze la mine la audiență. Bine? Dar mersi. Cu aceste dovezi pe care dumneavoastră la revedere. Mi le-ați cerut, doamna Vărascovie, la revedere. La revedere. Bun, că noi să vă putem să vă arătăm aceste. Când o să vă înscrieți la o audiență, noi cu dumneavoastră o să vorbim. Încă o dată vă spun la revedere și o zi bună. Dacă doriți, noi putem să vă servim cu o cafea, orice. Mersi, la revedere. Marina Tauber circulă cu un automobil Lexus care costă 10.000 de euro, dar care nu se regăsește în declarațiile de avere ale primăriței. Funcționar a indicat în dările de seamă depuse pe parcursul timpului venituri scunde. De exemplu, în ultimii 2 ani ea a câștigat doar 80.000 de lei. Acest venit este de aproape 800 de ori mai mic decât transferul făcut de ea pe 27 iunie 2013, despre care am vorbit mai sus. Cu asemenea câștiguri pentru a aduna suma pe care a trimis-o în offshore, i-ar trebui 1548 de ani. Pe durata aflării echipei Jurnal TV pe teritoriul primăriei Comuna Jora de Mijloc, aici a făcut apariția o mașină folosită de către o altă persoană implicată în frauda de la BEM, Nani Abașidze, și ea ca și Tauber acționară la Unibank. Aceeași Nani Abașidze, care, după cum am arătat într-un material publicat anul trecut, am înființat o afacere împreună cu soția judecătorului de la Curtea Supremă de Justiție, Oleg Stărnioală. Afacere pe care magistratul nu a indicat-o în declarațiile de avere.